Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Ploaia cu grindină a provocat pagube enorme în mai multe localități din țară. Gheața a distrus zeci de hectare de livezi și culturi agricole din raioanele Soroca, Sângerei, Dondușeni și Căușeni. Între timp, meteorologii anunță că precipitațiile vor continua și pe parcursul zilei de astăzi și au emis un nou cod galben. Astfel sunt așteptate ploi cu descărcări electrice însoțite de grindină, iar vântul va sufla cu peste 60 de kilometri la oră. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în localitățile Arionești și Țaul din raionul Dondușeni, ploaia a distrus 40 de hectare de levezi de măr, iar în satul Regina Maria din raionul Soroca au fost afectate aproape 20 de hectare de levezi de prun și 40 de măr. Prejudicii au fost înregistrate și în satul Drochia, raionul Drochia, unde au fost distruse aproape 30 de hectare levezi, iar la Heciul Nou, raionul Sângerei, au fost afectate 50 de hectare de floarea soarelui. Din cauza ploii torențiale cu grindină și vânt, în localitatea Pervomaisc, raionul Căușeni, au fost culcate la pământ 20 de hectare de grâu. În toate localitățile afectate activează comisiile pentru situații excepționale pentru estimarea prejudiciilor. Precizăm că joi ministrul agriculturii Ion Perju a cerut guvernului 47 de milioane de lei pentru acoperirea prejudiciilor din agricultură cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Ploile nu se opresc însă. Potrivit meteorologilor, precipitații cu descărcări electrice sunt așteptate și pe parcursul zilei de vineri, în toată țara, între orele 13 și 21. Republica Moldova rămâne în zona verde pentru România după ce autoritățile de la București au actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic în funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Astfel, moldovenii posesori de pașapoarte biometrice pot intra în România, indiferent de scopul călătoriei. Însă, pentru a fi scutiți de carantina de 14 zile, trebuie să prezinte dovada vaccinării cu ambele doze de ser anti-COVID-19 sau testul negativ la SARS-CoV-2. În carantină nu sunt plasate nici persoanele din Republica Moldova care au cetățenie română. Acestea nu trebuie să prezinte dovada vaccinării la intrarea în țară sau alte documente privind COVID-19. Amintim că recent Ucraina a scos unele restricții pentru cetățenii moldoveni care vor să intre în țară. Cei care prezintă certificatul de vaccinare cu ambele doze nu mai sunt obligați să dețină testul negativ la coronavirus și sunt scutiți de carantină. Este ultima zi în care pretendenții la fotoliul de deputat pot depune documentele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală la alegerile parlamentare anticipate. Dosarele pot fi prezentate până la ora 16. La scrutinul din 11 iulie participă 17 concurenți electorali. Este vorba de Pace, Congresul Civic, Blocul Renato Usatăi, Partidul Șor, PAS, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda, PDM și Partidul Platforma Da. De asemenea, în cursă mai este PUN, Democrația Acasă, PLD, PDCM, Partidul Noi, Partidul Verde Ecologist, AUR și Partidul Puterea Oamenilor. Alte două dosare depuse de Partidul Regiunilor și Patrioții Moldovei se află în proces de examinare. Tânără, veselă, frumoasă, vloggerița Veronica, populară în mediul online sub pseudonimul Nicusea, a cărei moarte i-a șocat pe urmăritorii săi, cu puțin timp înainte de tragedie, a participat la emisiunea Hai să ne căsătorim de la postul nostru de televiziune. Deocamdată, ediția în care tânăra a participat nu a fost difuzată, însă în timpul înregistrării Veronica nu părea deprimată. Dimpotrivă, era plină de viață. Ea ne-a spus atunci că a venit la emisiune pentru a găsi un tânăr care să-i fie sprijin în viață. După ce a absolvit gimnaziul din Hâncești, Veronica s-a mutat în capitală și urma să devină designer vestimentar, dar pentru o fată energică, studiile s-au dovedit a fi plictisitoare. Așa că a decis să cucerească Instagramul, unde se simțea ca peștele în apă, era activă 24 de ore în zi. S-ar părea că și-a găsit vocația, iar în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim, răspunzând la întrebarea cum își vede viitorul, Veronica l-a descris fără ezitare: soț, copii, afaceri.
Mai mult, probabil, învăț fetele să fie ele însele. Dacă nu mă simt bine, nu mă voi preface. Dacă sunt tristă, voi plânge. În ciuda faptului că Veronica nu părea tristă în momentul în care a fost înregistrată emisiunea, pe rețelele de socializare, tânăra și-a împărtășit trăirile sufletești cu urmăritorii săi. De fapt, așa arată harta natală a Veronicăi, are ascendentul în Săgetător, deci este foarte ambițioasă. Ea vede scopul și merge în această direcție, adică pentru ea criteriul financiar este foarte important. Fata are un scop și l-a atins, asta e cel mai important, cel mai actual pentru ea. Tot atunci, Veronica a spus că starea financiară a bărbatului pe care îl caută nu este esențială spre deosebire de aspectul fizic, dar totuși ar trebui să câștige bine. Veronica era de părere că studiile superioare nu sunt o obligativitate. Uneori mă întreb cât mai pot îndura, uneori mă surprind pe mine cât de puternică sunt, cât de multă murdărie pot suporta. Nimeni nu-mi va spune, Nica, relaxează-te, totul va fi bine, nu am pe cine să mă bazez. În storiesurile sale, Veronica recunoaște că uneori în spatele zâmbetului ei se ascund anxietate și lacrimi. După ce s-a aflat despre moartea Veronicăi, una dintre gazdele emisiunii Hai să ne căsătorim, astrologul Cristina Guzinski și-a împărtășit gândurile despre cele întâmplate. La așa o tânără frumoasă, expresivă, care putea să-și dezvolte talentele, să facă o facultate, să ajungă sus undeva, fiindcă casa 10 era foarte la ea expresivă, să-și construiască o relație de familie, un cuplu, deci avea toate șansele. Un foarte mare păcat, condoleanțe părinților. Și unul dintre pretendenții la inima fetei care a participat la emisiune și a exprimat regretul. I-a legat pasiunea pentru tatuaje, deoarece băiatul este tatuartist. Este nespus de trist, era foarte ambițioasă și avea ochii sinceri. Postul nostru de televiziune exprimă condoleanțe familiei și prietenilor Veronicăi în legătură cu tragedia. Autoritățile din Orhei continuă să îmbunătățească curțile și străzile din oraș. De data aceasta, reparațiile au început simultan în două curți, așa că drumul va fi complet schimbat, va fi construit un teren de joacă și chiar amenajată o parcare pentru mașini. Între timp, locuitorii de pe o altă stradă se bucură în sfârșit de o infrastructură dezvoltată. Locuitorii curții de pe strada Iachir recunosc că anterior au încercat să-și amenajeze curțile, dar acest lucru nu a fost suficient. După un timp îndelungat de așteptare, oamenii sunt fericiți că își vor vedea o gradă renovată. Noi acolo stăm, ne-au făcut masă, scaune, iată și intrarea în bloc. Aici sunt mulți copii, ei aleargă, nici nu au unde se juca. Priviți, doar pietre sunt aici. Și într-o altă curte a unui bloc de locuit din strada Unirii, lucrările sunt întoi. Aici, dincolo de faptul că va fi așternut un nou strat de asfalt, ar trebui să fie amenajat un teren de joacă modern, spații pentru uscarea rufelor, un drum nou și chiar o parcare. Singuri am făcut și am putut, am făcut scoarul și la singur. Acum suntem tare bucuroși că vine ajutorul ăsta. Am făcut ce am putut și mare lucru n-am făcut. Dar acum primăria... Nu sunt date uitării nici drumurile din municipiu. Lucrări de renovare sunt în plină desfășurare pe strada Șoimarilor. Asfaltul va fi complet schimbat, iar o parcare este amenajată și pentru locuitorii caselor adiacente. Are loc schimbarea stratului de piatră spartă, schimbarea bordurilor stânga-dreaptă, să asfaltăm din nou strada, o să amenajăm trotuar pentru pietoni. Iar în inima orașului Orhei, locuitorii din strada Floriilor se bucură deja de o stradă renovată și un loc de joacă. Micuții ne-au mărturisit că uneori erau nevoiți să se distreze chiar în drum. De acum înainte, însă, aceștia vor fi mai în siguranță, iar odată cu asta s-au rezolvat mai multe probleme. Ambulanța nu putea niciodată să vină. Iarna, în general, nu putea nici să urce, nici să coboare. Era murdărie, iar acum e foarte frumos. Autoritățile locale au menționat că pe această porțiune de drum abruptă a fost utilizată tehnologia betonării, iar avantajul este că drumul va rezista mai mulți ani. Betonul armat, care este
preponderent pe acest drum, vine să ofere aceste garanții ca să ne bucurăm de acest drum în următorii 10-12 ani cu garanție. Cu această tehnologie vom merge și în alte sectoare a municipiului Orhei. Aici, după câte vedem, s-a amenajat chiar foarte bine, având în vedere că până acum nu circula nici transportul pe aceste străzi. În prezent sunt efectuate lucrări de reparație a străzilor Șoimarilor, dar și de amenajarea mai multor curți din oraș. Anul trecut, toate străzile centrale din Orhei au fost renovate. Strada Albișoara din capitală, recent renovată, este din nou în reparație, la nici jumătate de an de când a fost reabilitată. Din cauza lucrărilor efectuate necalitativ, agentul economic a fost obligat să repare porțiunea deteriorată. Șoferii sunt iarăși indignați de problemele apărute și spun că din cauza iresponsabilității, banii din bugetul statului au fost dați în vânt. Pe strada Albișoara, o porțiune de câteva mii de metri pătrați, aflată în perimetrul străzilor Ivan Zaichin și Petru Rareș, a fost frezată. Mașinile reduc din viteză când ajung în această secțiune. Mulți șoferi încearcă să ocolească banda, iar cei care vor să intre în curțile blocurilor sunt deranjați. Conducătorii auto spun că problemele legate de strada Albișoara au devenit un deja vu. Aici era o groapă atât de mare încât roata cădea și bara de protecție mi-am atins. În fiecare zi merg pe aici. Banii irosiți în vânt și nu mai mult. Din partea primăriei. Asta e. Vă vine greu să circulați? Foarte, foarte. În așa cum dezastrul ăsta care trece aici. Ci spun că întâmpină dificultăți fiind nevoit să se deplaseze doar pe trotuare. O bandă pentru bicicletă ar fi foarte comod. Reparația străzii Albișoara a început săptămâna aceasta din motiv că lucrările de asfaltare au fost făcute necalitativ. Astfel, peste 3.000 de metri pătrați de carosabil urmează să fie remediați. Ulterior va fi așternut asfaltul nou. Timp de aproape o oră, cât echipa noastră de filmare s-a aflat acolo, nu a zărit niciun muncitor sau vreun utilaj special. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că primăria nu va suporta cheltuieli pentru lucrările efectuate, acestea fiind făcute din banii antreprenorului. Lucrările de renovare a străzii Albișoara au fost finalizate la sfârșitul anului trecut. Proiectul a costat 120 de milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat și local. Germania a acordat ajutor umanitar Moldovei în valoare de aproximativ 10 milioane de euro pentru a sprijini țara noastră în lupta cu noul coronavirus. Este vorba de echipament medical și de protecție, cum ar fi măști, mănuși, pulsoximetre, ventilatoare, dar și alte echipamente. Evenimentul s-a desfășurat în prezența oficialilor la un depozit farmaceutic din capitală. La un depozit farmaceutic din capital au fost prezentate 100 de ventilatoare necesare pacienților infectați cu noul coronavirus, care sunt utilizate în cazul bolnavilor cu afecțiuni critice. Este un dispozitiv performant, are și turbină internă, respectiv el poate să ventileze și neavând rețea de oxigen. Dispozitiv poate fi utilizat în terapie intensivă, pe o durată mai îndelungată de ventilare, pe motiv că are și umidificator. Peste 12 milioane de articole medicale vor fi păstrate într-un depozit farmaceutic înainte de a fi distribuite unităților medicale din țară. Lotul respectiv, noi l-am depozitat tot la etajul 6, dar în altă aripă. Adică ne străduim ca să fie toate aparte, să știm cum mai departe le repartizăm. La eveniment au participat președintele Maia Sandu, precum și ambasadorul Germaniei la Chișinău, Angela Ganinghe, și alți oficiali. Responsabilii din domeniul de sănătate au declarat că sistemul are mare nevoie de echipament medical pentru a oferi siguranță maximă a pacienților. Noi avem nevoie în jur de 500 de paturi dotate și iată aceste 100 de ventilatoare pot asigura aceste 100 de paturi în secțiile de terapie intensivă și reanimare. Sunt sigură că aceste ajutoare vor contribui la protecția cetățenilor pentru a nu fi expuși riscului de infectare în timpul pandemiei.
Lotul de ajutor include 900 de pulsoximetre, 11 milioane de măști și echipament de protecție, câte 500 de mii de mănuși de unică folosință și ochelari și 150 de mii de costume de protecție. De la începutul pandemiei, Germania a oferit Moldovei peste 1 milion de euro pentru echipament medical și de protecție. Alte 5 milioane de euro au fost alocate pentru a atenua impactul economic al pandemiei. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Petraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 17. Să aveți o zi frumoasă!